Bună Rac și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 22-28 aprilie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Rac, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru RAC în această săptămână. În primul rând, pentru RAC, săptămâna asta trecutul bate serios la ușă, mai ales dacă discutăm de familie, casă. Acolo fie vă treziți puși într-o situație în care ați mai fost, fie pentru alți raci și este un moment să faceți pace cu trecutul. Da? Poate aveți acolo niște decizii importante de luat. Pe de altă parte, este o săptămână în care avem o lună plină în Scorpion. Lună plină care pentru tine, bineînțeles, activează axa 5-11, este o lună plină care, din punctul meu de vedere, e profund transformatoare, clar că e în Scorpion. Doar că ascendentul fiind învărsător, fiind de casa opta pentru voi, cu Pluto pe acolo, deci eu cred că sunt lucruri care se întâmplă și care nu țin de voi. Pentru RAC, uite, acum poate să fie marea decizie privind o separare, Privind trecerea la următorul nivel, într-o poveste de iubire. Adică, până acum, nu știu, ați stat ca adolescenții, acum trebuie să mergeți la următorul nivel, da? Vă mutați împreună, vă căsătoriți, vă logodiți fiecare cu ce poate. Racii singuri, vedeți că acum vă poate apuca dragostea, dar e o dragoste din asta nebună, efectiv. E o dragoste nebună care, bineînțeles, vă schimbă viața, care, cine știe, vă poate aduce noi oportunități alți raci vă puteți îndrăgosti de o idee, de un talent, de un proiect da? și ziceți gata, dau totul pentru chestia respectivă. E ca și cum cineva vă ia mințile, ceva vă ia mințile. Vedeți voi, este o investiție acolo pe care e posibil să vreți să o faceți. nu e nimic rău în asta, doar că știu eu, sunt lucruri care pot schimba destul de mult viitorul vostru. Destul de mult, repet. În relația cu un copil, da, uit acolo, nu știu, cei care aveți copii, poate apar cheltuieli, nu știu, copilul, nu știu, se duce la facultate, trebuie să-i dați mai mulți bani, alții, poate, știu eu, copilul are sau trece printr-un moment ciudat și atunci are nevoie de susținerea voastră, de energia voastră. Într-o alții se poate rupe o colaborare de tot, da? o colaborare de orice fel, iar tot luna asta plină poate să aducă pentru rac și o schimbare, atenție, în relația cu tatăl pentru unii. Da? Unii, vedeți că puteți să asistați în jurul vostru la niște schimbări care se petrec da? și care cumva nu țin de voi. Nu știu, uh, unii aflați că primiți o moștenire, alții din contra aflați că s-a luat o decizie, nu știu pe unde și n-ați fost întrebați, vă treziți puși în fața uh, faptului împlinit, cum s-ar spune. Însă foarte mulți raci pe luna asta plină vă puteți schimba viața, puteți să luați decizii importante pentru sufletul vostru, dar asta, mă rog, mai ține și de voi să fiți deschiși pe toată, pe toată povestea. Apoi, tot săptămâna aceasta, uite, vine cu niște rezolvări pentru RAC legate de muncă sau legate de sănătate. Da? Și spre final de săptămână, începând cu 26 aprilie, Mercur este în mers direct, oficial și. Asta înseamnă pentru RAC că, nu știu, se mai îmbunătățește comunicarea cu șeful, comunicarea cu tatăl, comunicarea cu partenerul de viață, comunicarea cu oamenii importanți din jurul tău. Deci, în sfârșit, acolo lucrurile încep să arate altfel pentru pentru RAC și asta e de bine, zic eu, da? În continuare, să știi că ești sub. Uh, Uh, auspiciile cu conjuncție Jupiter-Uranus, care încă se simte, o să se simtă până în mai încolo, deci uh, cu siguranță săptămâna aceasta mai apar schimbări pentru RAC privind viitorul, privind uh, oamenii din jur, poate chiar și cariera, dar repet, eu aș spune că nu sunt lucruri care țin neapărat de uh, tine. Da? Fiind un accident învărsător, uh, fiind aspectele care sunt pe cer, eu cred că sunt lucruri care să petrec cumva în exteriorul tău și ești pus în fața faptului împlinit. Însă e un moment bun. A, uite, racul în sfârșit își poate da seama că își pierdea energia într-o relație, într-o colaborare, într-o situație și nu avea niciun sens. Și acum, în sfârșit, reușești să închizi povestea. Pentru unii raci, posibil să fie o lună plină care să aducă și tensiuni în relația de cuplu, dar și multă pasiune. Acum na, trebuie să negociați acolo schimbarea, că ceva trebuie să se schimbe, e clar. Hai să vedem pentru rac ce spune și acest oracol, ce zic arhanghelii. Doi arhangeli au ieșit, îi luăm pe amândoi. Primul este arhanghelul Gabriel și apoi arhanghelul Rafael. Simte aici vindecare pentru rac, vindecare prin vorbe, vindecare la, la nivel de suflet, numerele importante: 2, foarte puternic, 3, 5, 23 și 32. Culorile importante: verde, portocaliu, maro, albastru, non-culoarea gri, lila și auriu. Primul mesaj este cunoașterea de sine. Darul sau cadoul este din partea Arhanghelului Gabriel. Te ajut să cunoști natura ultimă și dumnezeiască a propriei tale ființe. Să urmezi mai mereu înțelepciunea tainică a inimii, să manifesti plenar respectul de sine. Deci racul începe să-și conștientizeze valoarea săptămâna aceasta și începe să se respecte mai mult. Apoi avem călătoria inițiatică, Darul este din partea Arhanghelului Rafael. Este ca o călătorie pe care o faci, sau o mutare pentru un iraci. Și avem așa: te ajut să-ți finalizezi călătoria interioară către Inima ta Divină, protejezi călătoriile inițiatice în locuri sacre, îi ghidezi cu înțelepciune pe toți cei care au pornit pe o cale spirituală autentică. Foarte frumos! Da? Um, deci este o săptămână în care parcă mergi într-un loc sacru, într-un loc drag sufletului tău și de asemenea este o săptămână în care racul se apropie mai mult de planul spiritual și poate e un moment în care trebuie să înțelegi că totul vine și pleacă în viața asta, nimic nu-i pentru totdeauna. Hai să vedem ce spune și tarotul pentru rac. Hai că e o săptămână intensă, o lună plină, e Ternică pentru tine, pentru rac, ce trebuie să știți. Ok. Multe necunoscute, dragi dragi, multe necunoscute. Justiția, regele de spade. Uh. Da, pentru rac să știți că aici se întâmplă ceva foarte important privind viața privată familie, casă, prieteni, iubire, copii, deci toată zona asta e foarte activă. Asta zice și tarotul, asta zic și astrele. N-am ce să fac. Asul de băte, regina de băte, lumea, o legătură cu o zodie de foc aici, leu berbec dar Este, este și o săptămână în care văd aici o femeie puternică, energică, sigură pe ea, glumeață, pozitivă. O femeie care vrea să acționeze diferit, da, unii raci poate vă descoperiți o pasiune și nu vă mai interesează nimic, nici ce spune familia, nici ce spun oamenii din jur și gata, pasiunea aia voastră, da, asul s-a de bâte înseamnă și pasiune, înseamnă energie, înseamnă un nou mod de a acționa o nouă. Cum să zic eu o nouă pasiune care apar? Justiția o legătură cu zodia balanță, dar și o decizie importantă privind o relație o decizie importantă privind un parteneriat, o prietenie. Poate unii cunoașteți pe cineva, v-am zis, chiar dacă e luna aia plină, da? puteți să și cunoașteți, că se activează casa dragostei și sunteți dornici. La cei pe cer poate fi o iubire din aia pasională, intensă, și cu război, și cu iubire, e cu de toate. Da, regina de monede la baza manifestărilor tale o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, însă este o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe bani, pe partea materială a lucrurilor și parcă vrei să îngrijești pe ceilalți sau vrei să te îngrijești pe tine. Pentru că, uite, în inima ta avem spânzuratul, o legătură cu zodia pești, dar și o problemă pe care cineva o are. Poate e o problemă de sănătate, poate unii raci începeți să vedeți cu alți ochi, familia, casa, partenerul. Spunzuratul este energia generală pentru luna aprilie și atunci mă gândesc că pot fi evenimente simbolice în această săptămână pentru acest an 2024 da? și în special pentru luna aprilie. E un blocaj aici, e un sacrificiu și mai avem și turnul ca să fie treaba bună și cu luna, deci nici nu știți de unde vine și ce vă lovește. Regele de spade, vorba vine că nu-i nimic rău, Aici mai văd o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar racul săptămâna aceasta își face niște planuri, niște strategii foarte bine puse la punct. Este și o perioadă în care ești concentrat pe relația cu persoanele cu uniformă, pe relația cu instituțiile statului. Da? Ești pregătit aici să faci schimbări. Luna, în exterior, din nou o legătură cu Zodia Pești, dar e clar aici foarte multă indecizie din partea cuiva. Văd o persoană care se află în noaptea minții, și deci e cineva care nici nu știe încotro să se ducă, nici nu știe ce să facă. Luna poate să însemne și un moment în care apar niște lucruri care întunecă peisajul. Da? Pentru că, uite, avem turnul aici, turnul care reprezintă o schimbare majoră, un eveniment destul de brusc, da? în casă, în familie, o decizie bruscă. V-am zis, unii aflați de o moștenire, alții aflați de o separare, alții, nu știu, în relația cu partenerul, luați o decizie. Un prieten, poftim, are o problemă și când te sună și îți zice de problemă, rămâi și tu așa mirat. Asul de cupe, ultima carte, o veste de liniște, de pace pe care cineva ți-o dă. Poate să fie aici o persoană mai sensibilă din fire, care îți poate da o veste, dar pentru unii poate să apară o oportunitate bună din punct de vedere profesional, dar repet, care e posibil să-ți schimbe destul de mult viața privată. E ca și cum, nu știu, apare o ofertă, o oportunitate să pleci în altă țară, da? Și atunci e normal e normal, da, să, nu știu, e normal să, uh, na, că trebuie să te muți, trebuie să faci schimbări, deci poate să fie și asta. Dragi raci, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile, iar dacă vrei o analiză cu mai multe detalii, te invit și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, că avem de clarificat la câte arcane majore sunt aici. Îți ofer un sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru RAC în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare, o săptămână superbă, îți doresc.